probleme mari pentru Andrei Ciobanu. Cine vor fi următorii trei eliminați de la Survivor All-Stars, după George și Cătălin Zmărândescu? O nouă săptămână din cel mai puternic format din lume a ajuns la sfârșit, iar momentele total neașteptate au fost la ordinea zilei, oferindu-le celor de acasă motive pentru a nu rata niciun minut din competiție. Survivor All-Stars merge mai departe, iar cei rămași în show au un singur gând să lupte până la capăt la faimoș, trupa s-a restrâns destul de mult. Zani, Tejemiles și Andrei Ciobanu sunt singurii băieți rămași în competiție, în timp ce fetele au ajuns acum ceva mai numeroase, Ana Porgras, Ștefania Stănilă, Alexandra Ciomac și Ana Maria Pal. Următorii pe lista neagră sunt Alexandra Ciomac și Andrei Ciobanu și asta pentru că trioul Ana Porgras, Ștefania Stănilă și Zani este indestructibil. Nici Ana Maria Pal nu este favorita nimănui, dar momentan aduce puncte multe. Andrei Ciobanu ajunsese pe locul 14 după trecerea la Faimoș, iar performanțele sale slabe i-ar putea aduce o eliminare. Tejemiles s-a alăturat și el echipei Zani, deci ar putea fi protejat, mai ales că la bază este Faimos. Cine vor fi următorii eliminați de la Survivor All Stars? Sursele Neus 18. Roni au dezvăluit însă că Alexandra Ciomac este următoarea care va fi eliminată de la faimoș, dar până atunci războinicii vor mai pierde niște nume grele. Oana Ciocan va pleca și ea acasă. Deja a fost fotografiată alături de Jador în România, deci este clar că nu a mai rămas în concurs și se pare că nici Maria Chițu nu mai are viață lungă. După 8 săptămâni, George a fost din nou eliminat din motive medicale, iar Cătălin Smărândescu a fost învins la duel de zani pentru că așa stabiliseră. Joi seara, faimoșii au dat totul și au obținut o victorie atât de dorită, care le-a adus multă emoție și bucurie în suflet. Au câștigat jocul pentru comunicare, iar asta le-a adus energie pozitivă suplimentară.